Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner, de data aceasta cu Florin. Salutare, Florine. Salutare, salutare. Bine ai revenit printre muncitorii de rând. Mi-era dor de urs, de această mică... De amur. Da. Băieți, astăzi o să facem o misiune principală, este vorba de Humanitarian Mission. Trebuie să ducem două cargo containere pe care noi deja le-am transportat pe Northern Aegis, le-am adus împreună cu Ionuț. Mergem prima dată cu Azovelul, unde avem pe remorcă două cargo containere, și mergem de la Hermit Cabin. Între timp, în spatele nostru o să vină cu zigzul ăla Mastodont, Florin, unde am încărcat noi două wooden planks-uri și o să las undeva aici jos. Acolo o să facem schimb de camioane, iar noi o să continuăm drumul până la mănăstire, unde o să trebuiască să lăsăm cele două dumb planks-uri. Iar Florin cu Azovelul nostru, după ce facem schimb de camioane, o să se ducă să facă acest landslide in the woods, adică să ia acest service trailer din mlaștină sau cum vreți voi să-i spuneți, și să-l ducă până la mănăstire, fix unde trebuie să ajungem și noi. Parcă era unul pe TikTok cu numele Silviu Mănăstire. Nu știu că nu are TikTok. Parcă așa se cheamă Silviu, mă văd, cred că a fost și pe la televizor. E sănătos să-l facă biserică. Silviu Mănăstire. Parcă era șmecher. Dacă era șmecher, nu știu. Mafeot. Nu mă interesează șmecherii cu J. Aha. Șmecherii cu Ș mai merg. Nu am cum să filmez absolut tot procesul, mă băieți. Spre exemplu, aceste cargo containere au fost aduse de la warehouse-ul de pe Urska. Wooden planks-urile au fost aduse de pe Cosmodrom. Și ca să filmez tot procesul, ar trebui să fac fiecare episod de minim o oră. Și nu am cum să fac chestia asta. Din păcate, această hartă nu ne oferă absolut nimic. Nu are niciun warehouse, e sărăcie mare aici. Aici trebuie să... Doar muncă. Doar muncă și atât, exact. Nici motorină, noroc de cisterna e de la... început de acolo, de la getaway, și aia o să trebuiască să fie dusă, dar momentan o lăsăm acolo, nu facem misiunea respectivă pentru că avem nevoie de ea. Oricum am uitat, sincer, când am venit cu Ionuț și am adus toate chestiile astea, am uitat să mai aduc o cisternă cu zigzul ăla unde am pus eu un saddle high pe el, pentru că avem o misiune, mai multe misiuni de fapt de făcut, și voiam, o să aduc până la urmă, ori eu, ori Ionuț, ori Florin, cine o să fie la rând atunci să facă. Să duc o cisternă în capătul celălalt de hartă ca să pot să mă alimentez și de acolo în caz de ceva. Să fie lăsată, dacă se poate. Dacă nu, nu. Deci noi trebuie să facem dreapta imediat, mă băieți. Ca să ducem aceste cabine la Hermit. Aici este relativ easy. Mă, normal aș fi făcut altceva eu, dar nu am pregătit, spre exemplu. Aș fi vrut să duc o remorcă din aia cu saddle high. Dar nefiind pregătit, ar fi durat foarte mult și am renunțat la idee și facem astăzi asta. Iar data viitoare, cu siguranță, o să ne vedem cu o misiune din aia mai complicată, să zic așa, în care trebuie să luăm o remorcă de aici din aia mai măricică și să o ducem pe celelalte hărți. Haide, mă, haide, urcă! Este cam avariat azovul ăsta, din câte vedeți. Mai mult de jumătate la suspensie stricat. Ți-l las aici. Nu știu ce a... Da, acolo jos. Dar nu știu ce a făcut Ionuț cu el. Că Ionuț a venit. Ionuț, dacă vezi episodul ăsta, zi-ne în comentarii ce ai făcut. Prin ce traume a trecut azovul ăsta. I-a dat. Dacă iau tatarinul și mă duc să iau ăla. Sau așa, cum vrei. Nu e obligatoriu. Da, cum vrei, cum vrei. Nu ți-e mai ușor. Deci n-am văzut unde e tatarinul. Am și uitat că nu i-a lăsat. Sau degeaba pe acela. Mă duc să iau trailerul ăla să-l duc. Da. Cum îți e mai ușor. Eu am ajuns acum aici. Dacă vrei să te duci cu tatarină, du-te cu tatarină. E aproape. Da, gata, știu unde e lăsat, da. Bun, am lăsat asta aici, mă băieți, noi ne urcăm în zigs. Florin s-a urcat în tatarin care este lăsat aici de Ionuț. Ionuț venea după mine, eu eram în față și am terminat o misiune principală cu niște puncte de descoperit și ultimul punct a fost în zona asta unde vă arăt eu cu click-ul. Bun, hai să ne facem un mini traseu, pentru că clar trebuie să păstrăm drumul principal. Nu prea e mare chestie. Ca să ajungem la mănăstire, este prima dată când o să mergem aici, tocmai de asta am și preferat să mergem noi și nu l-am lăsat pe cineva. Pe viitor, evident că o să fac altcineva acest drum, dacă o să mai trebuiască. Noi am mai fost pe aici, parcă când am explorat, și am fost pe partea cealaltă când am reparat drum. Dar pe acest traseu propriu pe care mergem acum n-am fost niciodată, e prima dată, e în premieră.
Am zis că de episoadele trecute, doar că episodul trecut sincer n-am apucat să citesc din comentarii și astăzi, dacă tot este un episod mai ușurel din punctul meu de vedere, o să intru acum în rubrica de comentarii și o să vă mai citesc comentariile pe care le-ați lăsat. Din păcate nu avem comentarii atât de multe. Am avut niște episoade, am avut o perioadă aproape de săptămână în care fiecare episod de Snowrun a trecut de 100 de vizualizări, ceea ce este excelent și vă mulțumesc frumos. Am avut după două zile în care nu știu ce s-a întâmplat, au scăzut vizualizările masiv, adică de abia am făcut 20 de like, 20 de vizualizări, 30, 40. Nu mi-explic, adică e ceva foarte ciudat pentru mine. Că nu zici că am făcut ceva la episoadele alea, clickbait sau nu mai știu ce. Nu, au fost episoade normale, thumbnail-uri normale. Depinde mult de YouTube, probabil, cum dă notificările, cum promovează episodul. Dacă îl promovează, exact. Pentru că a fost o perioadă în care am făcut, cred că, 40 de abonați în 4 zile, fără să exagerez. Deci noi, la momentul actual, când filmez eu acest episod, mai avem nevoie de 15 abonați să facem 2000. Și dacă acum o săptămână jumate, îi ziceam chiar lui Florin, că nu avem nicio șansă să facem 2000 de abonați până de Crăciun, acum chiar sunt șanse reale. Chiar sunt șanse reale la momentul acesta. Zâmb cu ochi. Da, păi dacă și mai face milă YouTube să mai promoveze un clip două, orice este posibil. Hai să mă uit așa, să reau la... Zi. Hai cu 2000. Hai cu 2000, da. Mă, normal, până la sfârșitul anului, 100% o să facem 2000 din punctul meu de vedere. Iau cu ultimul episod postat, mă băieți, ultimul episod postat este episodul cu numărul, ca să vă zic după număr, 190 chiar, cifră rotundă. Dogotarul Daniel, hai cu 2000 abonați, gând la gând cu bucurie și cu un mare like, și Ionel Grigore la fel cu niște like-uri pe acolo. Deci dați comentarii dacă vreți să vă citesc numele, comentarii pe care le-ați dat pe episoade. După la celălalt episod a comentat Ionuț, fix Ionuț. Hai să crești mare zai. Nu știu la ce se referă. Și dogotarul Daniel la fel cu like. Deci puteți să dați sfaturi, băieți, puteți să spuneți ce vreți voi acolo în rubrica de comentarii, în afară să nu înjurați. Să nu înjurați, fără jigniți și așa mai departe, atacuri la persoane și alte chestii de acest gen. O să vreau să vorbim și altceva pe episodul ăsta, ceva care s-a întâmplat pe live-ul din seara asta. Am făcut eu un live și mi s-a întâmplat ceva în premieră, să zic așa, și aș vrea să discutăm puțin dacă sunt pe Snowrunner. Să nu zic cum se învârte roata, cât de mari sunt roțile și cam lanțuri pe roți. Ar deveni plictisitor. Ce ai făcut, măzai? Ai ridicat pipe-ul, a zis Ionuț aici. Cu pipe-urile Rambo s-a făcut dintr-un singur drum misiunea asta. Am avut nevoie doar de o Tatra F3000 și de o remorcă 4. Cred că acest comentariu l-am mai discutat, nu știu dacă l-am citit. Comentarul lui Rambo, dar l-am mai discutat pe un episod, cred că tot cu tine, Florin. Da. Nu m-am certat cu Rambo sau ceva, chiar e și pe live-ul Rambo, e un abonat, am văzut în ultima perioadă foarte activ. Dacă se uită la acest episod, îl salut și să lase acolo un comentariu. Am mai discutat și cu el, am mai vorbit și despre acest subiect, care e treaba cu aceste camioane, cu modding și așa mai departe. Și pe aici cred că am mai citit comentariile, cam astea ar fi episoadele ultimele. Aici avem foarte bine te-ai descurcat, ăsta l-am mai citit de la Roșu Marius Costel, care este un abonat vechi. Da, cam astea sunt ultimele comentarii postate la ultimele episoade. Deci dacă vreți să vă citesc numele și împreună cu comentariul vostru, lăsați acolo în rubrica de mai jos, băieți. Despre ce era vorba despre live-ul din seara asta, mi s-a întâmplat o chestie în premieră. E vorba, nu știu dacă ai fost atent, dacă ai fost pe fază, Florin, ai fost atent? N-am fost atent, am o puțină treabă și o chestie. Jucam după jocul ăla cu poveste, de la Stovaz, știi? Da. Și la un moment dat a venit, mă rog, eu înțeleg că e copil până la urmă, probabil, n-are probabil 15 ani, are probabil mai puțin de 15 ani. A dat un comentariu că el a văzut jocul ăsta la alt YouTuber și știe jocul și așa mai departe. M-am prins ceva, dar nu, spre sfârșit, nu știu. Aha. Ce... Și la un moment dat... A zis că, mă rog, eu pot să zic deja că s-a întâmplat, au văzut toți abonații care au fost pe live, că moare băiatul. Băiatul cu care, ai văzut că era un băiat la un moment dat, un băiețel. Și nu, azi prima dată, moare fetița. Și după a șters fetița și a scris băiatul. Deci ca să-ți dai seama. Și a primit direct, nu i-am dat bani permanent, i-am dat, ca să verific și eu, nouă opțiune de la YouTube, că acum poți să penalizezi, să dai
ban temporar de 24 de ore și a primit ban temporar 24 de ore. Dar faza importantă ce vreau eu să menționez este că nu contează vârsta. Atâta timp cât tu ai văzut și ai fost pe canale mari, el a spus că a văzut jocul pe un canal de 3 milioane de abonați în România. Nu o să dau numele că nu știu. Nu o dau nume și atât. Dar e un canal de 3 milioane de abonați. Este? Ce? Este? Este. A văzut acolo. Dacă tu ai văzut acolo jocul ăla, fiecare canal, indiferent cât de mic sau mare este, are niște reguli, mai ales la jocuri cu poveste, că nu se dau spoilere. Și pe canalele mai ales măricele care se respectă, primești ban permanent, bloc permanent pe acel canal. Dacă tu ai zis că ai văzut jocul acolo, cum vii și dai spoilere aici? Adică mie mi se pare ilogică toată treaba asta și e de obraz, de respect față de ceilalți. Când cea toată lumea spunea după că eu n-am văzut jocul, eu nu știu jocul, știi? Adică ca și mine de fapt, eu nu jucați în jocul și nu l-am văzut la alții. Nu știam ce se întâmplă. Dacă îmi permiți, eu am văzut o chestie care la peța și ăștia tineri, copiii ăștia. Da. Asta e un act de bravură din partea lor. Înțelegi? De laudă. Să arate cât de atât știutori sunt. Da, că știu mai mult ca tine. Da. Ei nu înțeleg un lucru din toată chestia asta, că să mă mai confund și în altă parte cu indivizești. Da. E nou limite. Da. Și din păcate, societatea a creat asemenea personaje. Pentru că, uite, am văzut pe TikTok, eu nu prea mă uit așa pe TikTok, doar trebuie să mă plictisesc foarte tare. Și astăzi m-am uitat pe TikTok vreo 10 minute, cred. Și mi-a apărut un clip în care cineva întreba într-un mall diferiți tineri, dacă mama cu tatăl tău ți-ar face cadou o pereche de Adidas fake, ce ai face? Și răspunde un copil de vreo 10-13 ani. Știi ce răspuns a dat copilul ăla de 10-15 ani cu părul în ochi? Le-aș da papucii de cap părinților. Eu nu port fake-uri. Și asta e vina părinților, că ei au creat asemenea personaj. Doamne ferește, Doamne ferește. Deci astăzi am avut o discuție cu copiii despre sărbătoarea ce urmează. Da. La care unul scrie că le-am dat formă de test câteva întrebări. Mai mult psihologic a fost astăzi o discuție. Îmi scrie, nu crede în această sărbătoare că religia așa îi spune. El fiind adventist. Da. Nu am nimic cu nimeni. Religia fiecăruia e religia lui. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim îndoctrinați, da? Și blocați pe o anumită chestie și să prindem ură de anumite chestii. Da. Acest băiețaj nu știe de la începutul anului, de când a venit în comunitatea respectivă, de 28 de persoane, nu știe decât trei nume a trei indivizi. Da? Cere respect în stânga și în dreapta, în condițiile în care el îi porcăiește pe toți. Da, cum așa se întâmplă. Mai mereu. Da? La ce te aștepți? Băieții, scuză-mă că te întreb, băieții, am ajuns aici din câte ați văzut. Nu am mai zis ca să nu îl întreb pe Florin. Ai luat remorca? Du-te la Tatarin. Ai remorca că nu-mi dau seama. Da, are remorca, are remorca. Băieți, noi deja filmăm de 14 minute și sincer nu are rost ca să mai fac altceva pe episodul ăsta. Florin trebuie să vină fix unde sunt eu, mai are foarte puțin, probabil în 4 minute e aici și el. Noi o să ne vedem la viitoare, o să fie un episod mai scurtuț ăsta, nu știu dacă o să vă placă, dacă nu o să vă placă. Asta a fost misiunea până la urmă, noi am pregătit-o dinainte. Ne-a luat aproximativ 15 minute. Data viitoare, Vans, o să ne vedem noi cu acest zigz în care o să mă urc încă de pe acum pentru că vreau să-l pregătesc. Dacă tot am ajuns în zona asta, o să duc acest zigz, mă băieți. Hai că vă și arăt ce o să facem data viitoare. Este vorba nu de asta, că asta este foarte grea misiunea și nu am stare necesară în seara aceasta când filmez eu să fac această misiune. Este o misiune mai grea. O să încercăm să facem asta și asta că e destul de complicată.
Dar încercăm să o facem pe asta data viitoare. Trebuie să luăm acest construction rig semi-trailer și să ducem un evacuation point pe Urska River. Noi o să ne vedem data viitoare direct de aici, din punctul ăsta cu remorca cu plată și cu niște cruci mari făcute ca să reușim să trecem de această zonă foarte dificilă. Nu uitați de like, băieți, comentariu dacă vreți să apăreți pe viitorul clip, adică să vă citesc numele și comentariul. Aveți grijă de voi. Pa, pa!